În debutul studiului lecții din psalmii lui David, voi citi dintr-una din cântările sale, de la numărul 145. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea fricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Așa cum a propus David și în acest neam, și eu la rândul meu vreau să proclam ceea ce David, cântărețul plăcut, omului Dumnezeu, a scris în psalmii săi. De aceea, fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în veac. În această primă lecție, dintr-o serie de 20 de lecții, intitulată Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom opri să observăm câteva declarații ale lui David despre Cuvântul lui Dumnezeu și dorințe ale lui referitoare la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Sfântă, cuprinde și psalmii, dintre care jumătate aparțin lui David. 73 din ei sunt nominalizate în text, în titlu, ca fiind el autor, iar alții, doi psalmi, 2 și 95, sunt considerați tot ai lui, conform textelor nou testamentale, Fapte 4:25 și Evrei 4:7. Deci autorii acestor scrieri l-au considerat pe David, cel ce a compus acei doi psalmi. Al psalm, dintre cei ce autori cunoscuți, 12 sunt ai lui Asaf, 10 ai fiilor lui Core, 2 al lui Solomon și câte unul al lui Moise, Heman și Etan. Ceilalți nu autori cunoscuți cu exactitate. Care a fost raportarea regelui David la cuvântul lui Dumnezeu, potrivit celor scrise de el în rugăciunile și cântările lui? Pentru că spunea el în Psalmul 56, versetul 10, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui. Se vede în felul în care David s-a lăudat cu acest cuvânt binecuvântat al lui Dumnezeu. Cred, prin cele ce le voi spune și aici, că ne vom apropia mai tare de Scripturi, că vom aprecia cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc de un copil care s-a dus în vacanță la bunici și, așa cum sunt copiii curioși, a observat o carte pusă în vitrină și, crezând că sunt ceva poze în ea, a început să o deschidă. Bunica l-a observat și i-a zis, fii atent, lasă cartea acolo, e cartea lui Dumnezeu, nu-i de joacă. Copilul a înțeles, oricum a văzut că nu sunt poze, dar mereu se uita spre cartea lui Dumnezeu. La finalul paremisei acelor două săptămâni trecute acolo, a zis bunicii, bunii, dacă nu folosești cartea lui Dumnezeu, să-i o dai înapoi, nu cumva cineva așa ca mine să umble cu ea și să nu fie păstrată în bune condiții. Dumnezeu ne-a dat cartea să o citim și să-i o dăm înapoi în firele vieții noastre. Adică să trăim ceea ce este scris, Doamne, ajută-ne! Dar să vedem care sunt declarațiile lui David despre cuvântul lui Dumnezeu, să vedem dacă și noi am putea declara așa ceva, dacă suntem conștienți de ceea ce el a declarat, dacă este adevăr ceea ce a spus, să gândim împreună. O primă declarație. Autoritatea divină se manifestă în mod absolut. Astfel, orice împotrivire a oamenilor este iluzorie, fără niciun efect. În Psalmul 2, cel atribuit lui David, scrie de la versetul 1. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete popoare lucruri deșarte, împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei.
Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Adică orice hotărâri ar emite oamenii, orice război ar vrea să-l deschidă împotriva lui Dumnezeu, cum se va întâmpla cu ultima fiară, ce va încerca să hulească pe Dumnezeu, să se războiască. Toate sunt fără efect. Dumnezeu râde, pentru că este autoritatea supremă și David știa aceasta. Ba mai mult, David știa că ființe mai mari decât noi, mai puternice, îngerii, evident cei aleși, dar chiar și ceilalți, știm din întreg contextul Scripturii că nu trec peste voia lui Dumnezeu. Dar îngerii credincioși lui Dumnezeu respectă ceea ce Dumnezeu spune. Ei știu că are autoritate deplină. Citim aceasta în Psalmul 103, unde David spunea despre cei ce sunt împreună slujitori cu noi, dar în vremea aceasta are un rang mult mai mare. 103, citesc de la versetul 19, Domnul și-a așezat scaun de domnie în cerul și domnia lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul Îngerului, care sunteți tare în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvintelor lui, binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui robilui, care faceți voia lui. Și versetul 22, binecuvântați pe Domnul toate lucrările lui, în toate locurile stăpânirii lui, binecuvintează suflete pe Domnul. Pentru că și pe pământ oamenii trebuie să fie conștienți și să recunoască autoritatea divină. Și cei din tâi care ar trebui să facă aceasta, să fie promotori acestui adevăr, sunt cei din conducere. De aceea tot David scria în Psalmul 122, versetele 4 și 5, despre Ierusalim, despre casa Domnului. Acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Pentru că tot ceea ce judecau cei din neamul lui Levi însărcinați cu aceasta trebuia să fie în acord total cu gândirea, cu sistemul teocratic din Israel. O a doua declarație a lui David. Cuvântul lui Dumnezeu sau cuvintele lui Dumnezeu conțin doar informații probate, adevărate. De aceea, în tot ceea ce spune Dumnezeu prin cuvântul lui, omul poate să aibă încredere. Iată câteva referințe, Psalmul 12, versetul 6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 7 ori. 18 cu 30. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat, el este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. 19 cu 7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este, accentuez, adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Și Psalmul 56, versetul 4. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Deci dacă Dumnezeu a lăsat o promisiune, ea nu se schimbă. Dacă Dumnezeu ne asigură sprijinul său, ocrotirea sa, trebuie să fim liniștiți. Oare vom înțelege noi diferența dintre orice altă informație și cele cuprinse în Scriptură venind din gura lui Dumnezeu? Oamenii cunosc în parte. Ei pot să nu-și țină cuvântul pentru că pot ajunge în incapacitatea de a-l asigura. De aceea Biblia trebuie să fie net superioară, în cuvântul lui Dumnezeu, oricăror altor cărți. Se spune că misionarul scoțian Alexander Duff, plecând spre India, și-a luat cu el biblioteca de 800 de volume.
Un naufragiu a făcut ca totul să ajungă în mare. Dar în mod providențial, Biblia plutea pe apă, ceea ce l-a luat drept un semn de a lăsa la suprafață, deasupra tuturora, cuvântul lui Dumnezeu. Un frate slujitor pe care îl cunosc, cu care am slujit și slujesc împreună, îmi spunea că în tinerețe a avut un vis cum Biblia era pe masă, în fața și deasupra altor cărți, i s-au întins paginile și a acoperit toată masa. Și Domnul i-a vorbit: aceasta să fie cartea de căpătâi. Este cunoscut acest slujitor pentru citirea zilnică a Scripturii, o citire intensă, cu plăcere de o viață. O a treia declarație a lui David. Cuvântul lui Dumnezeu, cele scrise, ne prezintă planul mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Legea lui Dumnezeu este în acord cu acest plan al mântuirii prin Mesia. De aceea vorbea el inspirat în Psalmul 40. Citesc de la versetul 5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițesc, dar numele lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis: iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine: vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Da, așa cum spunea și Domnul Isus, David a fost profet și el, fiul lui David, cunoștea mesajele, profețiile scrise despre el, prin David. David, de altfel, este un arhetip al Mântuitorului. Și toate astea fac ca acest cuvânt al Dumnezeu să fie, cum spunea unul dintre reformatori, etern. Biblia, zicea el, nu este nici antică, nici modernă doar. Ea este veșnică. Iată și o a patra declarație a lui David despre cuvântul lui Dumnezeu. Citirea, proclamarea și împlinirea cuvântului Dumnezeu oferă încântare, înțelepciune, ocrotire și răsplătire. De toate. Acestea fac omul plăcut înaintea lui Dumnezeu și îl feresc de cursele păcatului. Așa găsim scris în Psalmul 19, citim de la versetul 7. Iată câte valori, ce binecuvântări decurg din o relație bună, corectă cu cuvântul lui Dumnezeu. Legea Domnului este desăvârșită și, iată un prim har, înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată, iată un al doilea, de înțelepciune celui neștiutor. Orândurile Domnului sunt fără prihană și din nou veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și iată încă ceva, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, ține pe veție, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Și constatarea plinătății, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și atitudinea: robul tău primește și învățătura de la ele, pentru cine le păzește, răsplata este mare. Ce har! Poate să auziți de întâmplarea aceea în care se spune că o femeie s-a dus la medicul de familie care era un bun creștin și i-a zis: domnul doctor, nu știu ce am, cred că e ceva grav, toate mă dor, noaptea nu mă odihnesc, aș dori ceva analize, o trimitere la ceva specialist, dar nu știu unde. Medicul, înțelegând situația, i-a spus: până vor ieși analizele, până vom vedea ce trebuie făcut, vă propun un tratament cu scripturile. Ea a rămas mirată și l-a continuat spunând: în fiecare zi, de dimineață, să citiți un pasaj din scripturi, să meditați peste zi asupra lui. Ea a crezut că glumește: domnul doctor, vă bate joc de mine, eu sunt o femeie bolnavă. Și medicul a insistat.
Ea, până la urmă, a acceptat și zi de zi se hrănea cu acest cuvânt. Pare mi se, la vreo 3 săptămâni a venit la medic și a spus: domnul doctor, mă pot odihni noaptea, nu mă mai doare capul, sunt mult mai bine. O, cât ar fi bine de tot dacă s-ar hrăni, cum zice în ultimul 3:4-6, cu aceste cuvinte ale bunei învățături, dacă ar ține cont de ceea ce este scris. Să recapitulăm. Deci, între altele, din ceea ce se poate extrage din psalmii lui David despre cuvântul lui Dumnezeu, am reținut că autoritatea divină se manifestă în mod absolut. Am notat apoi că și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr 100%. Apoi am amintit că este în acord total cu planul lui Dumnezeu și că folosirea Scripturii în mod complet, de la citire, la meditare și până la împlinire, aduce o viață fericită. Iată acum, într-o a doua parte, 4 dorințe ale lui David referitoare la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în funcție de ceea ce crede el despre acest cuvânt, și-a exprimat dorințele ce urmează. Prima dorință. Dorința de a cunoaște cuvintele sau căile lui Dumnezeu. Scriem Psalmul 25, versetul 4. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. 27:11. Învață-mă, Doamne, calea ta. Ce frumos! Eu obișnuiesc să spun că nu-L poți avea pe Domnul Iisus ca mântuitor dacă mai întâi nu este învățător. Și 143:10. Partea întâi a versetului. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Nu știu dacă David a scris Psalmul 119. Poate l-a scris Ezra. Dar cine l-a scris a văzut valoarea supremă a Scripturilor, de care nu poți avea parte numai dacă mai întâi înveți, citești, vrei să afli, să fii luminat. Ferici de cine citește, cum spune și în ultima carte a Bibliei. Și mulțumim Domnului că nu suntem analfabeți, că este libertate și sunt Biblii, dar vom citi sau îi dăm lui Dumnezeu cartea înapoi? O a doua dorință a lui David. Rugăciunea de a fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu pe calea sfântă, așa cum este ea prezentată în cuvânt. Iată ce scrie în Psalmul 5, versetul 8, și astfel de cuvinte se pot regăsi în rugăciunile noastre. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Din pricina vrăjmașilor mei netezește calea ta sub pașii mei, motiv în plus să trăim frumos, datorită celor ce ne dușmănesc, ca să fim ocrotiți de Domnul, să pășim înțelept, să nu greșim. Tot astfel de rugăciuni întâlnim și în Psalmul 25, unde scrie în versetul 5, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă ceea ce aminteam deja, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. 27:11, partea a doua, povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă. Și Psalmul 143, versetul 8, rugăciune în aceeași direcție. Fă-mă să audize dimineață bunătatea, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine mă înalt sufletul de cuzori. Să dorești, să trăiești frumos și vei culege binecuvântări, spune și versetul 10, partea a doua, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea dreaptă. O, câți au fost ocrotiți de Scripturi
ocrotiți pentru că asta i-a ferit de căile păcatului. Dar și sub alte forme, scripturile sunt ocrotitoare. Să vă dau un exemplu. Mi l-au povestit frații din Ucraina. Undeva în zona asiatică a Oriseseului, acolo unde sunt drumuri lungi datorită ținutului foarte imens al Siberiei, un frate mergea cu tirul și a fost tras pe dreapta de o mașină de pirați, sau cum să-i numim, și au tras un alt tir în spatele lui sau vis-a-vis să mute marfa. În timp ce șeful acelui grup de bandiți îl veghea pe fratele și a controlat prin cabine, la un moment dat a dat de Biblie. A rămas surprins, a deschis-o, a citit puțin, i s-a schimbat fața, a pus-o înapoi, se duce repede la echipa sa de răufăcători și le spune: opriți-vă, încărcați totul înapoi, nu luăm nimic de aici. Și fratele i-a spus, după ce au încărcat: ești liber. Și povestea acest frate credincios șofer: ce s-a întâmplat? Cum? Ce-o fi citit în Biblie? Nu știu, dar zicea el, Biblia m-a scăpat. Sau cum a fost scăpat un alt frate pe front, când Noul Testament, nu mai știu exact, sau Biblie, a fost atinsă de glonț și n-a trecut glonțul. O, cât sunt feriți datorită Scripturii, dar să dorească aceasta. Deci, în primul rând, să dorească să o cunoască și apoi să dorească să împlinească ceea ce este scris. O a treia dorință. Dorința de a proclama sub diverse forme cuvântul lui Dumnezeu. Aproximativ 40 de titluri ai psalmilor lui David au adresa către mai marile cântăreților. El dorea ca și alții, potrivit darului care l-aveau, potrivit formațiilor care le coordonau, să preamărească pe Domnul. Să nu uităm că din vremea lui David s-a instituit cultul laudelor Domnului prin descoperire profetică, prin el, prin Gad și prin Natan, cum ne spune a doua cronici 29:25. David spunea cât pentru sine, prin glasul de cântăreț, de profet, și fiecare prin ceea ce este dat, cum voia și noi să voim să vorbim despre Dumnezeu. Psalmul 40, versetul 9 și 10. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Și nu ascund bunătatea credincioșia ta în adunarea cea mare. Ne putem aminti și de cele scrise în Psalmul 8. Unde este scris că Domnul și din gura celor mici poate să scoată o întăritură de apărare și să fie înălțat prin viețile noastre. Ce facem noi în a vorbi despre acest Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu? Am auzit o relatare despre un om cu un handicap major undeva în Australia, care dădea anumite înscrisuri sau mini-tractate într-un mall. Le punea în mâinile oamenilor care stăteau cu mâinile la spate. Cu vremea, cineva, auzind aceste relatări care se repetau și cunoscând rezultatele, cum mai mulți s-au întors la Domnul, unii chiar au fost implicați în slujire, s-a dus să caute acel om să vadă dacă mai trăia. L-a găsit. Pentru că a avut și el parte de o asemenea experiență. Și respectiv a spus că voia să facă ceva pentru Domnul. Și la început venea în fața oamenilor să le dea acele înscrisuri. Dar oamenii, văzându-l așa hidos, oarecum aveau o respingere. Și atunci a hotărât să le pună pe la spate. S-a bucurat enorm acel om cu handicap. Nu știa că lucrarea sa a avut succes. Da, dragii mei, Dumnezeu ni s-a descoperit și spune Scriptura în Roman despre evrei că sunt mari datorită cuvintelor care le-au fost descoperite.
Astfel de cuvinte trebuie transmise, cum este scris în Cartea a doua împăraților, în capitolul 4, când cei, capitolul 7, când cei patru leproși au găsit pâine și provizii în corturile părăsite ale sirienilor. Au zis ei, dacă tăcem, vom fi vinovați. Și noaptea aceea au dat de știre că dușmanii au plecat. Și la dimineață s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Inițial părea un miracol, dar cuvântul lui Dumnezeu poate să facă orice, pentru că Dumnezeu este autoritatea supremă în univers. Așadar, să ne așteptăm dimineața judecății și a învierii, ci noaptea păcatului, să aprindem lumina Scripturilor și să vorbim tuturor despre Domnul, despre cuvântul lui, ceea ce ne este descoperit. Ce știm, cum spunem Psalmul 78, Asaf, ce am auzit, ce ne-au povestit părinții noștri. Iată și o ultimă dorință menționată aici. Eu niciodată nu obișnuiesc să spun că prezint ceva exhaustiv. Noi suntem limitați. Numai Dumnezeu le cuprinde pe toate. O patra dorință a lui David. Dorința de a împlini, accentuez, din toată inima cuvântul lui Dumnezeu. Așa crede el că numai cine o face în felul acesta este bine primit de Domnul. Scrie el în Psalmul 15, care este un rezumat al legii, am putea spune, da, așa cum ziceam și de studiile mele, nu exhaustiv. Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire? Cel ce face, cum spunea și Mântuitorul drag, voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Psalmul 17, versetul 3. Dacă îmi vei cerca inima, dacă vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ceea ce mi iese din gură, aceea se gândesc de sinceritate. Versetul 5. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Și Psalmul 37, citim versetul 31. Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu îi se clatină pașii. Sunt cuvinte rostite de David. Avem și noi această dorință sacră? Fără a duce la capăt aceste dorințe, însemna, cum spune Iacov, capitolul 1, și ne înșelăm singuri. Să auzim cuvântul și să nu-l ducem la împlinire. Spunea fratele Domnului acolo, Iacov 1, cu 25. Dar cine își va adânci privire legea desăvârșită, care este legea slobozenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător tu, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dar nu aceasta scrie și în Psalmul 119, despre cei ce împlinesc, dar cu toată inima, așa cum o făcea, cum își dorea David. Psalmul 119, de la versetul 1, fericit de cei fără prihan în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Fericit de cei ce păzesc poruncii lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegire și umblă în căile lui și dorința. Versetul 5. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. O, de ar ținti și ale noastre. Recapitulez pe scurt cele patru dorințe. Dorința de a cunoaște, dorința sau rugăciunea de a fi călăuzit pe calea Domnului, conștient că omul nu poate de la sine, are nevoie de har, de puterea lui Dumnezeu. A treia dorință. Dorința de a proclama sub diverse forme adevărurile sfinte ale cuvântului și a patra dorință ce completează și împlinește, dorința de a împlini din toată inima cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, voința împlinirii desăvârșite a voii lui Dumnezeu cuprinsă în cuvântul revelat este determinantă în întreg procesul de la cunoaștere la răsplătire. Cine vrea, va ajunge și să cunoască, dacă e sincer și cu toată inima, și va putea și să împlinească. De aceea spunea David în Psalmul 40, versetul 8,
Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. N-a fost doar o profeție spre Domnul Iisus, a fost o dorință a Lui. Și Psalmul 143, versetul 10, care alături de alte versete frumoase mi-au fost ca motou în viață. 143:10. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. O spun, amin, în mod repetat. Dumnezeu să vă ajute tuturora. Și o ultimă afirmație. Fericirea adevărată, complet, este pentru cei dedicați cunoașterii, meditații, vestirii și împlinirii Cuvântului Sfânt. Pentru că prin cuvânt îl cunoaștem pe Dumnezeu și putem păstra o relație vie și permanentă cu El. Relație care va dicta și fericirea eternității. Psalmul 16 este o lucrare scrisă, mă refer, de o profunzime extraordinară care scoate în evidență acest adevăr al fericirii de a-L avea pe Dumnezeu, cuvântului, de a-I putea sluji, de a trăi în prezența Lui. De aceea David dorea să trăiască în casa Domnului. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii leargă după Dumnezeii străini, dar eu n-aduc jertfilor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mă îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește că-și până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clate. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea în viața ta, cărarea vieții. Înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Cine are cuvântul, are pe Dumnezeu. Cum spunea cineva, când citești Biblia, e singura situație în care autorul e de față. Acest autor oferă prin prezența sa toată fericirea de care omul are nevoie. Cu siguranță că ați auzit de acea răscoală care a dus la un grup de europeni undeva să se așeze în arhipelagul Tahiti, și prin conviețuirea cu cei de acolo, nu exista imunitate reciprocă pentru unii, într-un fel, pentru alții, într-altul. Datorită stricăciunii, bețiilor, curviilor, s-a ajuns încât europenii aceia de pe vas au murit toți, cu excepția unuia, Alexander Schmidt. S-a trezit ca dintr-un vis. I-am ruinat pe băștinași, ne-am distrus și pe noi. Și găsind o Biblie într-un cufăr al epavei lor, a început să o citească și să o ia în serios. Viața lui s-a schimbat și a schimbat și numele, s-a numit John Adams, socotind că Adam a fost primul om creat de Dumnezeu. După câțiva ani, când englezii l-au găsit acolo și au văzut ce se întâmpla, și-au dat seama că omul acela, trăind și predicând, a schimbat societatea, mentalitatea întâi și apoi practicile. Da, oriunde a ajuns cuvântul lui Dumnezeu, se schimbă lucrurile. Asta se poate vedea pe întreg pământul, nu doar în insula aceea. Oamenii fără cuvânt se sălbăticesc, devin demonici. Dar cuvântul lui Dumnezeu, cel viu și lucrător, el face pe om desăvârșit, destoinic, îl mântuiește și îl duce, cum spuneam în final, în prezența lui Dumnezeu, la care locuiește fericirea. Dumnezeu este singurul fericit. Cuvântul este fereastra, este drumul care ne deschide orizontul și ne călăuzește într-acolo. Să ne dea Domnul har să iubim acest cuvânt și să-l trăim.
și să fim mulțumitori Domnului și să-L lăudăm pentru că ni s-a descoperit prin cuvântul Său. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață.